În această ediție la Natură și Aventură vom merge din nou la pescuit în vestul țării, dar în locuri pe care nu le-am mai vizitat până acum. Primul punct al călătoriei noastre este orașul Reșița, unde ne întâlnim cu cel ce ne va fi ghid în această nouă aventură. Pe Francisc Matiaș, partenerul nostru de pescuit din această ediție, îl întâlnim în atelierul lui de pictură, situat undeva la periferie, în zona industrială a orașului. Eu m-am născut aici, în Reșița, aici am crescut. O să-ți arăt dacă mergem în sus, spre Bărzavă, și casa în care m-am născut. Primul meu băț de muscă, mai profi, care mi-am adus din Cehia, am neamul în Cehia. În Cehia. Și în el era alb, cum e aici. În ce an ai fost? Francisc Matiaș, sau simplu Franții, e pictor și grafician, acum pensionar, dar încă activ ca și artist, dar mai ales ca pescar pe ape de munte. El e o adevărată legendă locală între pescari, muscar de modă veche ce își face singur momerile și cu zeci de ani în spate de pescuit și pictat. Hoinărel în natură, cum le spune el. Bun. L-ați cunoscut pe Franții, el o să ne fie gazda, omul locului. Am ajuns la trei ape, lacul. Care așa, asta este acumularea trei ape. Se numește trei ape pentru că sunt trei pâraie. Trebuie să spunem că am stat ieri și ne-am sfărmat creierul unde să pescuim, pentru că volumele de apă, cum vă spuneam, sunt enorme și greu să găsim un pârâu pe care, o să vedeți, Franții pescuiește la muscă. Eu o să dau cu lingurițele mele rotative. Asta este problema, să găsim un pârâu care să poată fi practicabil. La fața locului avem surpriza. O să mai mergem și pe în alte locuri, nu numai aici. Din păcate, nici nu apucăm să intrăm bine în pădure și descoperim o intensă activitate forestieră. Camioane, peridoace, tafuri și bușteni tăiați la marginea drumului, cât vezi cu ochii. Și uite aici. Ia uite, cum n-o tras până da, apă? Da. Iată, uite, acum ne-am întâlnit cu un tafist, un domn pe taf, și am întrebat care sunt locurile unde trag prin apă bușteni, ca să știm unde mergem mai sus, ca să găsim apa limpede. Și domnule, dar noi nu tragem prin apă, noi tragem peste pod. Ia uitați-vă. Să vede în stânga mea cum trag peste pod. Tot ce vedeți aici, lemn, este tras exact prin apă pe aici. Se văd foarte clar urmele de lemne trase prin apă. Deja pe kilometri, lemne stânga-dreapta. Da, uite, lemne trase de cică pe pod, dar deocamdată n-am văzut niciun pod. Niciunul măcar. Hai de capul meu, fii atent ce e aici. Sunt încă în față. De câteva goane sunt aici. Ai. Ne uite că am ajuns pe, cum îi zice, Murgila? Pârâul Semenic Murgila, unul din izvoarele Timișului. Semenic. Și are un afluent, Murgila, și de aceea îi se spune Semenic Murgila. Am înțeles. Dar el ăsta pe care pescuim e Semenic. E Semenic, da. E Semenic. Și izvorește chiar de sub vârful Semenicului, într-un loc unde se numește La Fântână. Așa. No, bun. Am venit, trebuie să spunem, am venit până aici, așa de sus, pentru că volumele de apă fiind mare, aici am sperat să găsim un volum mai mic. Într-adevăr, un volum mai mic, pârâul e foarte îngust acum. Dar dacă tu zici care păstrăv, de-abia de aici e limpede. 100 de metri mai jos are un afluent care vine negru din cauza exploatărilor forestiere. Asta este. Ceea ce nu exista acum 50 de ani când am început eu. Asta am vrut să spun. Tu când ai început pescuitul aici? Acum încă, să zic, 35 de ani înainte de evenimentele din 89, începeam pescuitul cum se începea la 1 mai, era deschiderea și închiderea la 15 septembrie. E, și în mai, iunie, și la închidere puteam să prindeam păstrăvi frumoși de 30 de centi. Ceea ce acum nu se mai întâmplă.
Suntem la trecut de jumătatea lunii iunie, dar un an foarte, foarte friguros. Apa încă rece, de asta nu m-am stresat să ajungem aici înainte de 12, acum e cam 12. Ar trebui să apa să se încălzit puțin și dacă este păstrăv să înceapă să se hrănească. Deci astea sunt alea care merg tot sezonul. Tot sezonul și pe orice apă, unde am fost, în orice... Da, e și la uscată, bănuiesc. Am câteva păroase de alea uscate. Și văd că ai nimfe. Nimfe, da, că scorobeții. Și mie multe rezultate am avut cu astea, așa, un fel de tups. Venea un pescar din Reșița la mine, zicea să-i fac 50-60. Le știu ăsta de clam. În special... Da. Singura muscă care are voie să facă dâră pe apă. Asta e, da. Asta este. Am înțeles. Celelalte, dacă faci dâră, e ceva nefiresc. Da, e nefiresc. Da. Da. Pe de altă parte, el atrage foarte tare dâra aia, că se vede de la adâncime. Da, mai ales la clean, da. Da. Na, uite, am mai învățat câte ceva din experiența lui Franții. Acum eu zic să mergem să intrăm pe râu. Hai să intrăm la râu. O să pescuim astăzi în două stiluri, și anume Franții cu dragostea vieții cu musca. Eu, care am fost și eu muscar, am cotit-o un pic către rotative, rare ori mai dau la muscă, dar o să încercăm cu astea două metode, poate prindem ceva. Ceva? Nu. Uite aici, aici era un loc bun pentru tine, pentru blinker. Las, Tania, unul m-a atacat. Atacat? Aia e bun. Schimb musca. Schimb, pun altceva. Încerc cu scorobete, fiindcă am văzut că sunt scorobeți în apă și acum încerc să pun un scorobete. Poate au mai mult curaj. Uite, asta e o zonă bună și pentru Franții și pentru mine ar fi. Nu-i vorba că am nevoie de bulboane cu culgere mai lentă, că altfel nu-mi pot prezenta blincherul, dar las pe el pe zona asta și mă duc puțin mai sus. Dau de veste, am avut deocamdată un atac, l-am și văzut. Da, s-ar putea, dacă se mai încălzește, să fie și mai bine. A sărit ceva. Cum-i Franții? Unul mi-a ciupit mai jos. S-a ridicat? Mi-a ciupit. Mi-a ciupit, dar și pe mine m-a ciupit. Dar nu să mai vină. Am insistat, dar n-am mai vrut să mai vină. Și la mine nu mai... Am dat dată în locul ăla și nu mai venit. În afară de atacul pe care l-am avut chiar la prima aruncare, zic că astăzi facem treabă, dar de câte ori am pățit treaba asta, că am prins la prima aruncare și după aceea n-am prins nimic toată ziua. Deci, în afară de ăla, nu am mai avut nimic, am mai văzut unul care a urmărit-o s-a întors, pentru că a intrat pe repeziș. Dar ăla nu a ciupit. Nu prea văd pești. În mod normal, cum urc prin apă, văd cum fug. Nu prea văd. Acum e rece apa. Dar nu văd nimic. Dar... 2-3 am văzut. De Franții! Exemplu, aici vezi un fug s-ascund. Da, păi da. Și n-am văzut decât 2-3, tot cât am urcat în sus pe apă. Să știi că părerea mea e că nu prea sunt, poate mai jos mai sunt, dar aici părerea mea e că nu prea sunt păstrăvi. Eu îi văd fugind, mă, n-am văzut. 2-3 am văzut. Deși apa arată minunat, iar condițiile de pescuit par a fi prielnice,
începutul nu se arată promițător în capturi. Peștii sunt scumpi la vedere, așa că decidem să schimbăm locația, nu înainte însă de o mică pauză artistică. Facem așa hârăiașul ăsta, pădurea e un brad într-un de con, ați ia un con chiar, și zicem hârăiașul. Fiindcă eu iubesc natura, e clar că pe primul loc se află peisajul. Maniera mea e o manieră realistă. Ar putea fi încadrată chiar la hiperrealism, adică într-o manieră aproape fotografică. Sunt redate foarte, foarte fidel. Caut să nu fie doar o simplă fotografie, mai caut niște jocuri de lumină, umbră. Nu sunt, cum spun, doar o simplă fotografie, au și o idee de în spate. Schimbăm locația și ne mutăm pe un alt râu, care e puțin mai mare, dar, cel mai important, e depărtat de zonele de exploatare forestieră, care, așa cum bine se știe, afectează zonele de pescuit. Bun, am schimbat râul, am venit către izvoarele Brâzave, dar suntem la o altitudine mai mică decât... Decât la Treia, pe munchile, pe Semenic, da. Acolo eram sub vârful Semenic, era acolo, da. Presupunem că apa este mai caldă și caz în care șansele să mănânce sunt mai mari, mai mult decât atât. Sper ca populația de păsări să fie mai bine reprezentată. Și râul e mai mare. Da. E de 2-3 ori mai mare decât murghilă. Așa. Bun. Că... O luăm pe aici, ne băgăm? Aici, da, deja e sălbăticie. Asta este un loc pescuit de franții, dar pentru că apa este un pic tulbure, cu siguranță nu l-au văzut, merită să încerc eu aici. E adâncă și... Asta a fost o agățătură. Normal ar fi să avem măcar niște ciupituri, dar uite că n-avem. Nu știu, franții, dar... Am avut o urmărire, dar bucată așa de 17-18 cm. Uite că de sălbatică, zona e sălbatică. Nu, uite-te la asta pe unde, până ce mâl s-o băgat. Se văd urmele de cer, bă, să e un cer tânăr aici. Veni să se adape. Și uite, merg așa frumos, încoace și încă și foarte proaspete. Chiar foarte proaspete. Da, pește, deși sunt convins că este pește, nu-mi dau seama, s-ar putea ca viiturile, pentru că au fost niște viituri absolut înfiorătoare, Reșița a fost și inundată în sensul că a dus vreo 20 de mașini apa. Viiturile puternice care au fost în ultimele zile se fi deranjat așa de tare, totuși au trecut 2 zile de la viitură. Thank you.
Continuăm pescuitul. După cum ați văzut, primele două partide catastrofale. Nu mai erau acum motivele. De data asta Franții și-a schimbat stilul de pescuit. Vă explică el despre ce vorba. Trebuie condus peștișorul ca și cum ar fi un pește ori mai rănit, ori mai bolnav, sau chiar și unul în regulă, sănătos, dar trebuie condus și tot timpul mișcat ca să se strânească lui curiozitatea și ca să atace. Și căutați pe sub cotloane, pe sub rădăcini, pe lângă bolovani, pe lângă stânci, în adâncituri, că acolo acum stau ei ascunși. Și acolo trebuie aruncat și de acolo se atace. Și se merge așa într-un fel, cum se spune, la pipăit mai mult. Dar arunc în susul apei și las să vină la vale, îl mai smucesc, îl mai mișc, îl fac să țâșnească, iar îl las încet să curgă și poate dă și... Exact ce trebuie și degeaba, nimic. De obicei sar, vin, știi, după ea, și dacă nu apucă. Nimic. Da, eu cred că eu spăl la pătăți. Te-o fojale, mă. Așa n-am mai văzut. Da, am dat în câteva locuri. Uite cum e și ăsta. Ideale. Mai bine atâta nu se poate și am și plimbat lingurița exact cum trebuie, regulamentar prin fața lor, nici măcar o prezență. Cu siguranță viiturile din ultimele zile i-au terminat. Franța, ai avut ceva? Nimic. Deci ascultă ce spun, nu o să prindem nimic. Pentru că am dat niște locuri foarte bune. Foarte bune pe aici. Mai bune de atâta, da. Nici nu se putea. Și dacă mă întreb pe mine, viitura i-a dus la vale, cu siguranță că mai rămas câțiva, dar eu cred că după viitura asta nu le arde de mâncat. Dacă au rămas câțiva, au rămas foarte puțin și proști dispuși. Am văzut niște ani în urmă un film, Ultimul Țărm, care, unde după un cataclism nuclear, a dispărut aproape, dar nu în totalitate, viața de pe pământ, oamenii mai trăiau, dar vietăți. Și mergea un pescar pe o apă în Australia și dădea la muscă cu șnurul, știind că nu e pește acolo. Dar el mergea și pescuia. Așa sper și noi acum. Și așa, da, pentru că sunt doar amintiri păsării care îi prindeam acum 30-40 de ani. Rar se întâmplă să mai prinzi câte unul. Acum e, cum spun, nostalgia asta, amintirile, noroc că am mai făcut și fotografii. În ultimii ani, pescuitul din România a ajuns într-o situație catastrofală. Specii rare au dispărut, iar speciile comune au ajuns acum o raritate. Cauzele sunt multiple. Poluare, exploatări forestiere care calcă totul în picioare, regularizări făcute fără cap, balastiere fără autorizație. Braconajul este scăpat total de sub control, iar la toate acestea se mai adaugă acum și efectele devastatoare ale schimbărilor climatice. Lumea și vremurile de pescuit al lui Franții au dispărut irreversibil, iar păstrevii au ajuns să rămână doar amintiri imortalizate în fotografie. Da, vedeți voi lumea aia pe care am găsit-o când eram copil, în cărțile Ionel Pop, al lui Titus Popovici, al lui Paul Decei, chiar și a fostul meu coleg, Victor Țăruș, nu o să mai existe. Asta este 100%. Hai că mai încearcă. Hop! Uite că a sărit.
Da, ăsta e pește. Ăsta e pește și încă un pește frumos. Hai să vedem. Chiar frumușel, bine, Franții. Splendid. Uite că până la urmă bătrânul Franții salvează o emisiune. Să nu-l scap, Franții, că rămânem și pără ăsta. Bun. Hai. Hai la mare. Hai, uite ce frumos. Da. Frumușel. No, până la urmă, uite că și numai pentru peștele ăsta prins de Franții merita să venim. Când nu mai speram, atunci a apărut. Asta a fost aventura din această săptămână. Până data viitoare, la revedere!